Acum ne vom bucura împreună cu elevii Liceului Tehnologic pentru Copii cu dizabilități, cu vederea slabă. Ne vom bucura așa cum s-au bucurat ei atunci când colega noastră de la știri, Stella Popa, le-a repartizat cartea și CD-ul cu noua ei poveste. Pentru autoarea și prezentatoarea Jurnal TV Stella Popa, ziua de 1 iunie a fost una specială. A adus în fața elevilor de la Liceul Tehnologic pentru Copii cu vederea slabă din Chișinău o carte de povești neobișnuită. Semincioara fermecată, al doilea volum din colecția ei, îi ajută pe copii să descopere lumea minunată a cărților în varianta audio. Dar copiii care sunt un pic mai altfel decât ceilalți, cine se gândește la ei? Asta m-am întrebat. Și atunci am zis, haideți să facem ceva împreună pentru copiii nevăzători, pentru că și eu port ochelari, pentru că știu cum este și m-am gândit că haideți să le inspirăm un pic de încredere în forțele proprii, să nu se simtă marginalizați. Asta le-am spus astăzi. Dragii mei, și eu port ochelari și uite câte am realizat și câte voi realiza pe mai departe. Emoțiile fiecărui personaj din poveste l-au trăit câțiva jurnaliști și oameni de artă de la noi. Rolurile din poveste au fost interpretate de Tamara Berzoi, Anatol Durbală, Andrei Porubin, Mihaela Strâmbeanu, Daniela Burlaca, Iurie Gologan și Emilian Crețu. Coloana sonoră a fost compusă de Stella Botez, Ina Zdorovețchi și Mani. Avem mare noroc de oameni cu sufletul mare în Republica Moldova. Pe lângă cei care ne-au susținut financiar, mai sunt și actorii care și-au dăruit vocile. Am pus toți, cum am zis, mână de la mână, inimă de la inimă și am realizat acest proiect frumos. Evenimentul a fost plin de surprize. Printre invitați s-a numărat pedagogul și jurnalista care a bucurat generații întregi cu vocea sa, Tamara Berzoi. Interpreta de muzică populară, Stella Botez a surprins publicul cu o piesă din povestea lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie, iar actrița Daniela Burlaca l-a adus cititorilor cele mai sincere urări. Ce le dorim tuturor copiilor? Să aibă o copilărie fericită. O copilărie fericită. Cred că cel mai frumos, cel mai norocos, cel mai splendid rol care există în această carte, am avut norocul să-l am eu, Regina Florilor. Și acum, tocmai moderatoarea a întrebat cum arată o Regina Florilor. Păi cred că are un păr din flori lung, cât ține tot Chișinăul nostru, de ce nu? Aici am avut rolul de povestitor, am imprimat niște studiouri mult mai moderne decât erau celelalte de pe timpuri. Acum am avut emoții mult mai mari, pentru că vreo 15 ani n-am mai citit la microfon. Și mă gândeam, zic, nu cumva vocea să mă dea de gol și că n-am muncit atâta timp. Lucrarea a fost condimentată cu o varietate vastă de personaje. Cei care au tradus povestea în sunete se visează deja în roluri. Eu, o panseluță, de exemplu, aș vrea să fiu un trandafiraș micuț, alb, de culoare albă, care, uite, vrea să înflorească și să-și desfacă petalele. Aș vrea să fiu o vrăbiuță sau o rândunică. Aș juca o romaniță. Sau aș juca un clopoțel, dacă tot cânt. Atunci să fiu un clopoțel sunător. Aș mai juca un greieraș. În general, ca orice fată, aș prefera să joc o prințesă. Spre uimirea publicului, gazda evenimentului a susținut atmosfera din bibliotecă cu piesa La stânga la mărgioară, doar că la fluier. Parte din fondurile necesare pentru susținerea evenimentului a fost oferită de compania Starnet. Este o inițiativă foarte frumoasă pentru că, spre deosebire de copiii care au toate posibilitățile de a citi, copiii nevăzători, din păcate, nu au această posibilitate și atunci acest CD este foarte important pentru ei ca să asculte povestea și să învețe cât mai multe lucruri frumoase.